Locuitorii țării Făgărașului au acum posibilitatea să plece la muncă în străinătate, însă disponibilitatea nu este singura cerință pe care aceștia trebuie să o îndeplinească pentru a deveni agricultori. La ora actuală, țările care caută mână de lucru românească sunt Danemarca și Portugalia. Cei interesați trebuie să aibă minim 18 ani, să fie dispuși să facă o muncă fizică grea, indiferent de climă, iar experiența în munca agricolă constituie un avantaj. De asemenea, cunoașterea limbii engleze este obligatorie. Vor fi acceptate la interviu numai persoanele care corespund ofertei aflate pe lista angajatorului. Selecția va fi organizată la începutul lunii aprilie 2014. Culegătorii vor lucra în Portugalia în perioada 15 aprilie-10 iunie, în Danemarca între 10 iunie și 1 septembrie și se vor întoarce în Portugalia între 1 septembrie și 20 decembrie 2014. Se va munci într-o comunitate internațională cu oportunități de dezvoltare a abilităților de muncă și socializare. Lucrătorii au ocazia de a-și dezvolta alte abilități. Pe lângă culesul mazărei, unii lucrători pot fi șoferi de autobuz sau tractor, tâmplari, zidari sau supervizori. Compania promovează respectul reciproc, responsabilitatea și încrederea reciprocă între lucrători. Plata muncii este în funcție de cantitate și în acest sens lucrătorii trebuie să fie motivați. Informații suplimentare despre aceste oferte se pot obține la consilierul EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Brașov.